o să facem astăzi un mini haul pentru ceva cumpărături pe care l-am făcut aseară, destul de târziu, așa că nu am mai apucat să le și, să și filmez. Și o să facem astăzi. Acolo micuța mea așteaptă masa îndată pentru că i-am făcut o supică foarte, foarte bună cu broccoli, ceapă, dovlecel și ardei. Și o să punem ouț fiert. Dar până se răcește ouțul și micuța mea e aici cu mine, o să vă arăt ce am cumpărat ieri de la Lidl. M-am să seară, sincer, pe la 9:30, adică am cumpărat doar înainte să închidă. Și cumpărăturile sunt aici pe masă și mai avem acolo un sac mare de mâncare la căței. Așa că haideți să întoarcem camera să vă arăt prețurile, care de obicei vi le voi pune pe, afișa la fiecare produs în parte. Haideți să întoarcem camera! Bun, cam acestea sunt cumpărăturile. Pe fața mea de masă, tot de la Lidl, cu lămâi pe care v-am arătat-o atunci când am cumpărat-o. Și o să începem de aici, de data aceasta. Cred că în afară de ce mai este aici pe masă, am cumpărat apa plată Bucovina, pe care v-am zis că o cumpăr de obicei, pentru că este foarte bună inclusiv pentru laptele micuței mele. Mie îmi place, nu are niciun fel de gust și atunci doar pe aceea o cumpăr. Doar, nu știu, în caz de urgență extremă, cumpără o alta. Prima dată am cumpărat acest sac de mâncare de la Orlando. Așa să-l așez. Așa. Eu cumpăr cățiilor atât hrană uscată, hrană umedă și carne. Carne, cumpăr carne pentru căței de la piață, de la un magazin de carne, la Matei se cheamă noi, la noi, și e cu tot felul de chestii oase. Nu dau carne de pui, da, la căței. Și acestea sunt variantele pe care o găsesc la Lidl. Mai sunt încă două variante. Este una pe care nu o cumpăr niciodată pentru că, nu știu, nu mi se pare ok. De regulă o cumpăr pe aceasta, dar am mai cumpărat și, oare cum se cheamă, o să vă inserez cum arată asta culețul, dar acesta o cumpăr cel mai des, este cu vită și mai este un fel cu oaie sau miel, ceva de genul. Bun, le place cățiilor mei și cealaltă pe care v-am inserat poza, pentru care v-am inserat poza, este ceva mai ieftin, dar l-am cumpărat pentru că nu îl găseam pe acesta și am zis trebuie să iau ceva, nu aveam nici carne în frigider pentru ei și atunci am încercat-o și chiar le-a plăcut. Poate că și pentru că am schimbat un pic nota, ca să zic așa. Bun. Și o să trecem aici pe masă. O să încep cu congelatele, pentru că trebuie rapid să le bag înapoi în congelator. Și o să vă arăt așa. Am luat acești cartofi prăjiți. Și am luat de două feluri, adică aceștia și am mai luat și pe aceștia. În primul rând, i-am luat pe ăștia, sincer, care sunt așa puțin franjurați, nu știu cum să zic, în onduleuri. O să-i fac la cuptor, sincer, eu nu iau ca să-i fac în ulei, ci la cuptor. Și este super, super moi și fain și îmi plac. Și i-am luat și pe aceștia, pentru că scrie aici, sunt extra crocanți. Cu coajă, se vede. Nu am desfăcut, dar chiar sunt curioasă și o să vedem. De la Harvest Basket, la fel, care este marca proprie Lidl. Și o să-i băgăm repede, repede, repede la congelator, pentru că nu aș vrea să disgheze și ea. Apoi, tot de la, am mai cumpărat această înghețată de la Gelatelli. Tura trecută, când mi s-a șters holul, de fapt, cumpărasem aceeași triple taste ciocolată, dar cu varianta verde, care este cu fistic, stracciatella și ciocolată. Și am vrut să o încerc pe aceasta și îmi place mai mult. Aceasta este cu căpșuni, vanilie și ciocolată. Și îmi place mult, mult, mult mai mult decât cealaltă, sincer să vă zic. Să punem și pe aceasta la congelator. Apoi, o să vedeți că carnea este congelată pentru că am cumpărat-o ieri și eu cumpăr și pun la congelator. Îmi iau cărniță să-mi ajungă o săptămână pentru 3-4 feluri de mâncare. Și am luat o ceapă de porc fără os, așa, care a costat, cât se vede, este 290 kg. Este congelat, așa că nu aveți mai lucru ce să vedeți la ea. Este foarte bună și am luat și cotlet, tot fără os, feliat. Inițial lasem doar cotletul, însă este foarte, foarte uscat. Aceasta vreau să fac la cuptor cu cartoful pe care mi-am arătat. Da, fetița mea este foarte vorbăreață. Aoleu, telefonul să-l punem la încărcat că se închide. Am uitat. Gata. Am rezolvat. Dar, pentru că ăsta se uscă foarte tare la cuptor, am luat și o bucățică de ceapă și voi pune și dintr-un fel și din celălalt, astfel încât să nu fie atât de uscată și să poată să se mănânce mai ușor. Să punem la congelator carnea. Bun,
Cam atât cu produsele congelate. Avem așa, am luat de la săptămâna XXL această brânză în, cum se spune, în saramură? Da, în saramură. Scrie aici din lapte de vacă. Se găsește și în mod regulat la Lidl într-o variantă mai mică, dar am luat-o pe această XXL. Și din ce știu este destul de bună, obișnuiam să mănânc brânză la astfel de cutii când eram plecată în... în afară și n-am mai cumpărat de foarte mult timp, am zis că haide să vedem dacă e chiar atât de bună. Nu am, cu toate că lucrez de la Lidl, nu am cumpărat-o niciodată. Este în premieră și chiar sunt curioasă de ea. Apoi, am cumpărat de la Milbona Bio Organic Soya Drink, deci lapte de soia, pentru... deci, am luat lapte de soia pe care o să-l folosesc cu meal replacement-ul meu de la Oriflame. Am încercat asta dimineața, deci cutia este puțin începută și pot să vă arăt cam... E lapte de soia, pentru că na, cum poate să arate laptele, să vedem. Să știți că este foarte bun. Mie, în trecut, am mai luat un lapte de soia ce nu mi-a plăcut și atunci le evitam. Dar haideți să-i dau o șansă și sincer, este și la ofertă acum. Dar este foarte bun meal replacement-ul cu acest lapte. Este mult mai mult decât, bun decât cu laptele de vacă. Oricum, eu îl beam cu lapte vegan și acesta cred că este... Ia să vedem... Nu scrie vegan, dar e de soia, adică... Dacă scrie pe aici ceva. Are și o perioadă îndulcită. Ok, îndulcită de asta. Da, uite că nu am citit asta. Eu mai lasem tot de la Bio Organic Milbona, cel cu migdale și mai îmi place de la... Nu mai știu de ce, este o băutură din ovăz pe care o cumpăr de la Carrefour. Dar îi pun și acesta și a fost la un preț super, super bun. Apoi pentru soțul meu am luat bere, de data aceasta la... doză. Am luat vreo 4, dar am mai servit în alt timp. Sunt 3 că le-am pus la frigider aseară. Mai bem câte una seara. Apoi să las legumele la sfârșit. Haideți să iau așa. Am luat un raid din acesta pentru țânțari și muște, pentru că ne termină muștele. Țânțari nu chiar, dar muște sunt o grămadă deja. Și ultima dată când am fost, am luat spirale pentru țânțari. Apropo, da, acesta era alt lucru pe care cumpărasem tura trecută la Lidl când am filmat și nu mai am filmarea. Să știți că găsiți la Lidl și spirale pentru afară. Așa că tura asta am luat și raidul pentru interior. Apoi, să zicem la legumițe, am luat castraveți, destul de multișor. Nu mai știu dacă erau la ofertă, prețul să-l vedeți oricum pe afișat. Am luat roșiile acestea, care v-am zis că sunt preferatele mele, vi le-am mai arătat eu și în altă filmare. Cred că erau și la ofertă, de ce țin minte. Și din categoria aceasta am mai cumpărat mere golden, care tura asta erau cele la pungă, care mai cumpăr o 2 kg, nu arătau prea bine, așa că am luat vărsate și mi le-am ales eu. Apoi, un alt lucru care este puțin început, pentru că a fost dimineață și am servit la micul dejun chocobols, adică cereale cu ciocolată pentru soțul meu. Sunt destul de bune, sunt asemănătoare cu cele, să știți, de la, cum se cheamă, nu-mi vine acum, brandul ăla, nu știu dacă celebru. Astea sunt de la Crownfield, adică iarăși marca Lidl, acelea nu mai țin minte. Chiar nu-mi dau seama acum, dar cum am zis, sunt cam la același preț, încerc, pentru că cantitatea acestea este mult mai mică, adică 250 de grame, iar cele care le cumpăr eu de regulă din Carrefour au mult mai mult și prețul e cam acel, cam tot pe acolo. Apoi am luat iarăși un salam de acesta Victoria pentru sandvișuri, încă mai am din cașcavalul pe care l-am luat, tura trecută în holul pe care nu mai am, luasem un cașcaval de la Peacock, adică tot, nu Peacock, oare e Peacock? Nu. Stați așa că mă uit, că la mai am un frigider. Vreau să vă zic că l-am încercat și e bunicel, dar dacă ar fi să aleg... Da, e de la Pilos, de fapt. Adică acesta. Sincer, dacă ar fi să cumpăr, nu l-aș cumpăra pe cel de la Rucăr. Nu chiar are gustul ăla așa de cașcaval, ca să zic așa. Și am luat Salam Victoria pentru sandwich-uri. Apoi am luat și Vamata și la trecută, dar la fel, nu mai avem, așa că o să vă zic din nou despre aceste amandine, care am trimis destul de lung până pe 19-a-7-a. Mă rog, au fost împachetate și răs împachetate de mine. Să știți că aceste amandine sunt cele mai bune amandine pe care le-am cumpărat, sunt însiropate cum trebuie, nu sunt exagerat de dulci și da, se pot mânca, sunt mai bune chiar și cele de la cofetărie pentru mine, cel puțin, și la un preț foarte, foarte bun. Apoi, am cumpărat... alune în ciocolată, mai cumpărasem și statide în ciocolată, dar acelea s-au mâncat aseară, așa că am rămas doar cu acestea. Sunt foarte, foarte bune și sunt mai bune decât M&M's, la o cantitate mai mare și la un preț mult mai bun, așa că vi le recomand din gama Mr. Choc, adică gama Lidl.
marcă proprie, adică. Apoi, avem două ciocolate de la Fancare, marca proprie Lidl, așa cum ne învață Lidl. Lidl-ul, majoritatea produselor sunt marcă proprie, doar cele din... mai avem și câteva mărci din acestea, Milka, Barilla, nu mai vine acum în minte. Deci câteva dintre ele sunt și mărci acestea super cunoscute, dar brandurile cunoscute, mare parte sunt mărci proprii și vreau să vă zic că sunt foarte gustoase și la prețuri mult mai bune, ca să zic așa, accesibile, cumva sunt și celelalte. Și am luat-o pe aceasta cu alune și pe aceasta cu fructe și alune. Și sunt super, super bune, au multe variante, prețul este foarte bun. Așa că o să vedeți afișat, vi le recomand. Apoi mi-am cumpărat o cafea decofeinizată. Noi servim o cafea dimineață cu cafeină, iar pe parcursul zilei mai servim o altă cafea fără cafeină. Am încercat-o pe aceasta de la Bellarom, așa cum vedeți, prețul este super, super, super bun. Și sincer, chiar își merită toți bănuții. Este foarte bună. Singura chestie este măcinată puțin cam mărunt, așa că aveți grijă dacă îl preparați la espresor, pentru că așa fac și eu prima dată, era să-mi infund espresorul. Dar nu mai tasez atât de tare în recipientul pentru cafea și atunci curge apa prin ea. Apoi am mai cumpărat două conserve, filet de hering în sos de roșii, stau și mă uit că par diferite, dar să știți că bate doar lumina. Deci dacă uitați așa ea, dacă le pun invers, da, e cumva ăsta mai roșu, ăsta mai roșu, dar are același produs. Și erau la ofertă cât că la casă. Am mai cumpărat, sunt bune și mai servim așa, cu pâine, ca o gustare sau la salate. Și ultimul lucru pe care l-am luat este acest aroma diffuser, fragrance diffuser, de fapt, pe care îl văzusem la cineva, la Diana Androni, de fapt, la cineva, că îl cumpărase și am zis că hai să-l iau și eu. Hai să-l desfac să vi-l arăt. Eu l-am mirosit și nu m-a dat pe smalte. Vine așa, deci cu bețișoare din acestea. Nu mai țin minte la ea dacă spuse că cel pe alb, cel pe albastru mirosea mai bine. Era și pe alb și pe albastru, dar m-a atras culoarea la acesta albastru, curaçao. E drăguț așa, fresh cumva. Să vedem dacă scrie aici. În română, distribuitor, nu. Haideți să ne dăm pe cutie. Și să vedem aromele. Nu română? Nu română? Română. Odorizant de cameră, vază cu bețișoare. Un parfum care vă duce într-o călătorie minunată în Caraibe. Doar închideți ochii și inspirați. Notele proaspete de vârf combinate cu note dulci de asomie și piele vă transpun într-un paradis. Ehe. Da. Nu o să-l folosesc deocamdată, așa că îl punem la loc. Au, nu vreau să-l stric. Cam acestea sunt cumpărăturile mele. Nu sunt multe. Așa cum v-am învățat de obicei, eu nu cumpăr foarte, foarte multe produse. Odată. V-am zis cam ce vă recomand eu. Și aștept să-mi spuneți și voi dacă găsiți, nu știu, alte produse asemănătoare la prețuri mai bune sau poate mai bune, mai gustoase. Chiar sunt curioasă de amandinele acestea, dacă le-ați încercat. Să știți, chiar îl recomand, sunt super, super, super bune. Și acestea fiind zise, micuța mea este super, super scandalagioaică, așa că, aoleu, v-am blurat de tot. Ia, ce-a făcut aici? Am dat tot pe jos. Bună, mami! Da, mamă, da. Vai, ce-am făcut la guriță. Da, da, hai să ștergem fata. Hai să ștergem fata. Da, și o să mergem să păpăm. Supița fetei este aici. Iată, în acest morocănos mic. Da, mami, mergem să mâncăm. Haide, vii la mami să mâncăm? Da, am dat totul pe jos. Bun, acestea fiind zise, vă mulțumesc că ați fost astăzi cu mine și dacă vă place ceea ce postez, clipurile mele, vă rog să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă vreți să mai vedeți ce mai postez. Iată, uită! Și să-mi spuneți ce vreți voi să mai vedeți. Trebuie să mai filmez un MTS care o să apară undeva la... Stai să mă gândesc ce e astăzi. Cred că săptămâna viitoare, duminică sau luni. Astăzi fiind când filmez marți, dar astăzi dimineața a apărut deja un unboxing Pharmacy, așa că o să apară un video abia pe vineri, mă gândesc, adică acesta haul-ul. Și apoi o să vedem probabil luni, cel mai sigur, cel cu... mi se termină bateria, trebuie să mă duc, cred să-l pun la încărcat. Cel cu... MTs. După care o să încep o serie nouă, dar nu vă zic mai multe, lăsăm puțin mister. Ba, pa!